partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să veți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, aleluia. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou. În sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați și din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în timp nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați pe o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Deci vedem pe Pavel cu inima lui de tată, cum păstorea biserica din Corint și cum se ocupa de ea și cum o învăța și cum o îndruma. De aceea noi trebuie să luăm învățăminte de la modul în care Pavel s-a ocupat de biserica din Corint. Așa cum biserica din Corint își avea problemele ei și bisericile locale din zilele noastre își au problemele lor. Amin? De aceea noi trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu partea soluției și nu partea problemei. Să fiu un mădular sănătos și nu un mădular bolnav și un mădular problemă cu lui Hristos. Amin? Biserica din Corint făcea o masă mare la Sfânta Mărtășanie. Cei bogați mâncau foarte bine, din abundență, dar în același timp săracii erau neglijați. Erau desconsiderați, erau marginalizați. Aceasta a dus la divizare când, de fapt, euharistia, adică împărtășania cu trupul și cu sângele Domnului, unește pe toți într-o unitate adevărată prin sângele și trupul frânt al lui Hristos. Cina Domnului ar trebui să ne unească ca trupul lui Hristos și nici de cum să ne dezbine, amin? Suntem doar mădulare unii altora, amin? Suntem în același trup cu toții. Astăzi vrem să discutăm trei moduri de a privi la cina Domnului. Și primul mod este privire din spate. Să ne uităm puțin în spate. Dumnezeu a